ei. O mamă împletește cosițe copilei, ea stringe bujori în grădină și așteaptă, așteaptă să vină. Statele Moldovei mele, astăzi la grea încercare, putrele gardul grele cad peste vechea cărare. Satele Moldovei mele. Binecuvintează și se sfințesc, se sfințește monumentul acesta prin strofia ghezmii acestia, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Se binecuvintează și se sfințește monumentul acesta prin strofia ghezmii acestia, în numele Tatălui și a Fiului. Mântuiește, Doamne, poporul Tău.
Tu jesteś Doamne, mnie poporul Tău și mine cuvintează moștenirea Ta. Biruiesc ce vine credincioșilor creștini, asupra celor protimi dăruiește și cu crucea ta păzește de popor. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тися, услыши, и во веки веков. Încă ne rugăm pentru ostașii căzuți pe câmpul de luptă, fiecare după numele său, adormiții Constantin, Gavril, Mihail, Tereule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecele celor amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Tare a acestor monumente în multe localități, astăzi în satul Chirăcăiești, pentru acel mare omagiu pe care noi cu toții îl aducem acelor care și-au dat viața pentru libertatea noastră, deoarece să nu fi fost eroismul acelor care au căzut pe acest câmp de lupte, atunci noi nici nu am fi avut astăzi un stat independent și nici nu am fi avut на этих полях, то сегодня бы не было у нас свободной независимой республики Молдова. Для нас это очень важно, и я хочу попросить и все сообщество села, чтобы не забывали тех героев, не забывали о той чистой высокой памяти, чтобы мы каждый год, чтобы мы постоянно вспоминали о наших дедах, о наших прадедах. Pentru limba, pentru limba mamei, pentru ea e patra mai albastră. Pentru limba, pentru limba noastră, Dumnezeu prima oară, când a plâns printre astre, El a plâns peste țară cu lacrima limbii noastre. Yeah.